Bună, sunt Dragoș de la Med Arhitectura și azi vom vorbi despre ce face un desen bun. Adică, ce elemente trebuie să ai tu în toate desenele tale ca acestea să arate bine. Fiindcă vezi tu, formulele merg, ca asta e o formulă, da? Deci, dacă iei tu chestiile astea și la propriu le aplici în toate desenele tale, toate o să arate bine. Scopul care? Să ai ceva constant, adică formula, și tema ce desenezi să fluctueze în permanență, fiindcă așa este. Toate proiectele vor fi diferite, toate admiterile au fost diferite, da? Așa că trebuie să vedem ce principii merg. Principiile astea sunt de două feluri, da? Deci avem, le avem pe toate aranjate într-o diagramă de asta de bule, care ce scop are? Să arate ce chestii sunt adevărate în același timp. Deci nu e nimic de aici care e mai mult adevărat sau mai puțin adevărat. Da? Toate sunt valabile în același timp. N-ai cum să gândești în 10 dimensiuni fără să ai o reprezentare vizuală a pattern-ului de gândire pe care trebuie să-l ai. Deci revenind la cele două feluri de bule. Ai bule portocalii care sunt despre psihologie, adică cum trebuie să pui tu problema mentală, da? Și ai bule albastre care sunt despre stilul de desen. Bun, hai să începem. Deci contraintuitiv. Deci ține de psihologie că e portocaliu. Ce înseamnă contraintuitiv? Înseamnă o chestie care nu are logică după logica normală. Logica de zi cu zi, să zicem. Sticking points-urile sunt blocajele tale în desen. O să ai o groază de blocaje. O să se repete aceleași greșeli mereu. Da? Scopul care este să ți le scoți. Da? Să nu te identifici cu ele. Fiindcă tu ai tendința nativă de a te identifica. Wow, nu o să pot să hașurez niciodată mișto. Wow, nu o să-mi iasă niciodată. Wow, mereu am foaia murdară. Asta sunt eu sau asta sunt eu. Nu. Nu ne privi pe aceste sticking points ca nimic special, fiindcă asta o să ajute foarte mult să... Dăm și this message again. Bun, perfect. Nu te identifica cu aceste sticking points din purul punct, fiindcă sunt din purul motiv, că sunt subiective și că o să treci peste ele. Și o să apară altele și altele. Dar din ce în ce mai calitative, asta e diferența. Bun, alt element. Desenăm de la o distanță, iar desenul se vede de la altă distanță. Deci noi desenăm la 0,5 metri, da? Deci dacă ții planșeta în față și hașurezi și desenezi, o să ai o distanță, să zicem, de 0,5 metri. Însă, surpriză, desenul nostru o să se vadă de la altă distanță. O să fie expus pe undeva într-o expoziție, o să fie expus în, na, la comisia aceea care trebuie să-l vadă. Deci ce trebuie să ținem cont? Că se vede de la 1,50 m, de la 3 metri și de la 6 metri. E, ideal, chestiile astea, dimensiunile astea, distanțele astea ar fi ca un fel de, știu, zic, funnel. Ca un fel de vortex ăsta care atrage atenția persoanei, știi? Deci desenul tău apare și de la 6 metri persoana îl vede, după aceea intrigată vine la 3 metri, vede detalii, să zicem mai mult. Și după aceea se apropie 1,50 m și e captivat de, sau captivată persoana de tot ce e pe desenul tău, da? E, problema e că noi desenăm... desenăm de la distanța de 0,5 metri. Și dacă desenăm de la 0,5 metri, poate că anumite chestii care arată bine la 0,5 metri sunt complet inutile la 1,50 m. Sau poate că ar trebui să apăsăm mai mult, să avem un contrast mai mare, care la 0,5 metri pare exagerat, dar la distanța asta pare foarte, foarte bun. Bun. Alt element contraintuitiv. Intuitiv. Desenăm ce știm, nu ce vedem. Exemplu cu umbrele pe sticlă. Deci, în lumea reală, nu o să vezi niciodată umbre căzând pe sticlă. Da? Sticla nu prinde umbre. Dar în desen, trebuie să desenăm umbre pe sticlă, pe geamuri, pe astea, fiindcă dau acel edge în plus, acel avantaj în plus de informație. Și vrem neapărat să fie cât mai multă informație în chestia asta. Bun. Hai să vedem un element de desen acum. Umbrele construite. Totul este volumetric. Și totul ce o să avem noi în desenele noastre sunt lucruri care sunt volume. Perfect. Fiind volumetric, trebuie să aibă umbre. Bun, umbrele au rolul de a da adâncime planșei, da? Cu umbre, desenul tău se vede de la distanță și cu umbrele construite, tot desenul tău prinde contur. Ai impresia asta că stă pe ceva, că există. Nu e doar un desen abstract de linie, să zicem. Bun, inteligența emoțională. Alt subiect foarte interesant. Din ce cauză? Fiindcă inteligența emoțională îți dă combustibilul ăla interior. Care nu-l vezi în exterior, dar nu se manifestă. Persoanele care desenează bine nu sunt, nu știu, ca Pokémonii de nivelul 3 sau habar n-am ce prostie. Chestii de-astea care se vadă concret. Totul e invizibil, dar nu înseamnă că nu se întâmplă. Da? Deci inteligența emoțională să-ți dea capacitatea de a te mula pe situație, știi, și să-ți dea flexibilitatea să poți să te descurci cu toate lucrurile astea complicate care apar la un moment dat.
Să accepti paradoxurile. Desenul e plin de paradoxuri. Stai 5 ore la un desen, arată bine, stai 10, era stricat. Wow. Cineva desenează de 10 luni și se învârte în cerc, și cineva desenează de 2 luni și progresează perfect. Ce să faci? Realitatea. Dacă nu observi pattern-urile astea întâmplându-se, o să ai multe, multe, multe probleme. Altă chestie. Desensitivizarea progresivă. Da? Deci încet, încet, ce ți se pare greu, trebuie să te expui la ce ți se pare greu. Dacă ți se pare greu să desenezi, să zicem, monumente, păi desenează monumente. Multe, multe, multe monumente, până nu ți se mai pare greu. Și atunci e perfect. Știi exact unde trebuie să fii. Și dacă nu se mai pare greu, poți să treci la următorul lucru. Să-l iei pe ăla de la zero. Greu, mediu, ușor. Și așa ți-ai creezi un arsenal de unelte de desen. Un toolbox de trucuri de desen, să zicem. Ia și inteligența emoțională. Nu o lua personal. Nu te asocia cu desenul. Tu nu ești desenul. Dacă desenul e nașpa, tu nu ești nașpa. Înseamnă că doar e un desen nașpa. Da? Nu intra în drame. Ține-te pentru tine. Poate nu-ți vine firesc chestia asta, da? Observa că poate că arhitecția un fel de sarcasm de ăsta, știi? Un scepticism de ăsta, gen, aproape o blazare. Asta vine de la faptul că nu iau lucrurile în serios, fiindcă știu că nu e esențial să iei lucrurile în serios pe moment. The big picture, în imaginea mare, bineînțeles că iei lucrurile în serios. Nu trebuie să te identifici cu desenul nici când este de bine. Am avut un elev care făcea chestia asta. În primele 3 luni a progresat fantastic și se credea că e deja genial. Și după aceea a stagnat. Și a fost spre detrimentul lui, să zicem. Da? Nici când este de rău, ai un desen nepotrivit și e 4. Asta este lecție învățată, da? Și ține-te de călătorie. Uite, asta e un concept interesant. Vezi și tu desenul ăsta ca un fenomen care ține mai mult timp. 3 luni. Identifică-te cu 3 luni din desenul tău, nu cu o singură planșă. Conștientizează fricțiunile interioare. Aici o să ai multe, multe probleme, fiindcă na, asta e realitatea. O să apară chestii care nu se leagă. Mintea ta nu o să le poată procesa din prima. Da? Tu trebuie să conștientizezi chestiile astea. Poate ți-e frică să desenezi la mâna liberă. Poate ți-e frică să apeși pe prim plan. Absolut nicio problemă. Toți am trecut prin astea. Tu trebuie doar să observi chestiile, să le conștientizezi și încet, încet o să dispară. Trebuie să-ți gestionezi willpower-ul. Willpower-ul e termen din engleză, evident, și este combustibilul tău emoțional, fiindcă energie emoțională asta că o băgăm în desene. Capacitatea de a te focusa pe un desen. Și tu trebuie să gestionezi, să nu te arzi în prima oră să obosești și aia este. Ia stai un pic să dăm aici un zoom. Iată. Sunt anumite momente care sunt foarte intense în desen. Când ești din zona de confort, când desenezi ceva care e nou, da? Atunci chiar o să fie intens. Chiar creierul o să facă click și o să fie un pic dat peste cap. Dar absolut nicio problemă, fiindcă știm să le alternăm cu alte momente care generează confort, de exemplu, da? Nu zic să stai să deschizi bufet suedez în timp ce desenezi, da? Să iei gustări sau habar n-am, să bei vin, habar n-am, să degusti, habar n-am ce. Nu, dar zic că poți să mănânci ceva ca să-ți dea confortul ăla, știi? Sau să te vaiți. Știi că poate sună foarte ciudat. Cum adică să te vaiți? Păi, nu știu. Wow, ce greu e desenul ăsta. Wow. Iar nu-mi iese, wow, dai afară, da? Și după aceea te focusezi înapoi pe ieșit din zona de confort, da? Simți deja cum, văitându-te așa un pic, parcă iese. Acum nu zic să te vaiți patologic, să devii un vampir de la emoțional, dar zic să te folosești de toate trucurile astea de a genera confort. La un moment dat poți să iei pauze. Desenează lucruri ușoare, dar nu înseamnă că fugi de la planșetă, ci desenezi lucruri ușoare, care sunt repetitive, texturi, hașurat. Observa că nu trebuie prea multă voință să hașurezi. Desenul este foarte solicitant, asta e adevărul sincer. Cu cât e mai complex, cu atât e mai solicitant. Și drept urmare, tu să înțelegi chestia asta și să o alternezi cu pauze și confort. Incorporează feedback-ul. Mulți studenți nu știu ce au, le explic ceea ce, parcă sunt, mă rog, parcă n-au o inteligență medie spre înaltă. Fiindcă toată lumea care dă la arhitectură are inteligență medie spre înaltă. Le zic ce să facă, greșeala, și pur și simplu ei continuă să facă ceea ce vor. Și zic, nu mai fă aia, fă ce ți-am zis. Vezi, aici trebuie să conștient, să-ți faci semn pe mână, incorporează feedback-ul. Tu o să te îmbunătățești, reparându-ți greșelile din desen, știi?
Și concentrează-te pe a repara greșelile din desen. Bun. Alt element. Stai să dăm zoom din nou. Contrastul. Ce e cu contrastul ăsta? Păi arată încredere în sine. Vezi, cu toate că e tehnică de asta de tehnică de desen, da, albastră, bula asta e portocalie, fiindcă zice despre psihologia ta ceva, da? Vrei să fii omul ăla care are încredere în sine. Nu vrei să desenezi nașpa. Uite, fenomenul ăsta, care tot nu știu cum să... Bine, poate merge pentru anumite persoane. Sunt oameni care zic, vai, desenul meu o să fie nașpa, nu știu cum, știi, o să fie... Știi, ca și cum ar para din ce se întâmplă. Eu zic că ar trebui să fii ca în Yoda, în Star